Bună seara și bine v-am găsit, sau poate bună ziua, pentru că e încă zi albă afară, e vară, e anotimpul nebuniilor, e anotimpul când ne permitem să visăm cu ochii deschiși sau pur și simplu să ne desfacem larg aripile și să zburăm la propriu. Unde? Acolo unde este bine, important e să avem poftă de drum. Despre vacanțe și despre călătorie aș vrea să vorbim în această seară, ca să vă motivăm pe dumneavoastră sau poate ca să ne motivăm pe noi înșine și să credem cu adevărat că visele noastre pot deveni realitate dacă ne le dorim reale cu adevărat. Și pentru asta am invitat trei aventurierilor. Nu prea le-a plăcut titulatura mea, dar eu chiar cred că ei în viața asta ceea ce și-au dorit, aia au făcut. Bună seara în primul rând! Bună seara! Aventurile voastre m-au impulsionat pe mine de multe ori, cel puțin de pe rețelele de socializare, și de multe ori am vrut să merg acolo unde ați fost voi, ce drept n-am ajuns încă, dar poate urmează în viața asta să-mi desfac și eu aripile și să le fac vizibile și palpabile. Îi zic bună seara colegul meu Sergiu Beznitski, jurnalist prin vocație și economist cu acte în regulă. Categoric, da. Tudor Darie, care este antreprenor IT și jurnalist prin vocație de tot. Și Ilie Toma, om de afaceri, nu o să dăm nume ca să nu facem publicitate și să rămânem fără vacanțe. Dar pe de altă parte, dar pe de altă parte, ești omul care pe bune ar putea să impulsioneze jumătate din țara asta, să o ia măcar la pas, călătorind, să cunoască lumea așa cum ai cunoscut totul. Și din capul locului vreau să vă întreb dacă vacanța voastră de vis a fost sau abia urmează să fie. Pentru mine întotdeauna urmează. Asta e partea de motivație în momentul în care îți planifici sau te gândești la vacanța de vis. Pentru că dacă eu aș considera una dintre vacanțe că a fost și că a fost de vis, atunci ce mai urmează? N-am spre ce tinde. Prin urmare, întotdeauna ea urmează. Și unde? Mi-e greu să spun, pentru că sunt câteva destinații pe care eu le visez, gen Noua Zeelandă și Islanda, în care Islanda îmi pare o țară foarte mistică, iar Noua Zeelandă vreau să merg să pasc oile acolo. Deși aș putea să fac asta și la noi. Dar nu știu de ce... Spără oile mai deștepte acolo? Uite, nu-ți pot da argumente trebuie acum. Trebuie să plătești să ajungi pașcule. Probabil, da, probabil. Tudor, tu îți plătești visele? În principiu, știi cum, fiecare în viață decide în ce să investească banii, sau ce să cheltui banii, mai bine zis. Mm-hmm. Unii vor să sară cu parașuta, alții vor să facă alte năzdrăvânii, sau alții vor mașini scumpe, cât mai interesante, de ultimul răcnet. Noi am decis cu soția să investim cât mai mult în călătorii, pentru că călătoriile ne oferă posibilitatea să avem amintiri frumoase și amintiri frumoase petrecute împreună, care cumva ne condimentează viața, ne face mai interesantă. Dacă să răspund la întrebarea ta, unde aș dori să călătoresc, sigur că eu mi-aș dori să călătoresc cam în fiecare țară de pe glob, să vedem dacă îmi reușește până într-o viață de om, dar în mod special mi-aș dori să descoper Asia, Statele Unite, pentru că cumva sunt o altă lume. Ceea ce am vizitat în Europa, mai mult sau mai puțin, este apropiat de cultura noastră europeană. Cu anumite particularități, dar cam este același lucru. Pe când dacă ne ducem, spre exemplu, în Japonia, unde aș dori să ajung, sau China, India, înțelegem că, de fapt, lumea de multe ori are cu totul alte reguli. Gândesc altfel, se comportă altfel. Și anume faptul că descoperi alte culturi, cum oamenii gândesc, cum ei se comportă, te îmbogățești foarte mult și spiritual și chiar ne-am dorit să ajungem acolo. Și uneori îți dai seama când la tine acasă nu e chiar atât de rău. În special după ce revii dintr-o călătorie europeană, unde prețurile sunt destul de înalte. Nu mă refer doar la produse alimentare, cazare, chiar o mulțime de cheltuieli zilnice. Și când revii în Chișinău și de fapt vezi că avem costuri mult mai mici, îți dai seama că nu este chiar atât de rău. Da, dar uite ce salarii au ei. E adevărat și asta. Hai să-l întrebăm și pe Ilie și pe urmă dezvoltăm tema, că aici e mult de vorbit. O vacanță de vis. Am avut onoarea să ajung în multe destinații de vis, în mare parte combinând munca cu plăcutul. Dar adevărata călătorie de vis abia urmează să o facem, poate peste 2-3 ani reușim să o implementăm și e vorba de o călătorie în jurul lumii. Deci, pe perioada a vreo 3 luni cel puțin,
Faceți schițe deja, scheme, unde? Da, facem schițe. 100 de zile în balon sau în jurul lumii, deci Berna, trebuie câte o ștampilă în fiecare primărie. Da, cu câteva mașini, va implica și transport maritim. E complicat, de aia cred că vă putea implementa abia peste câțiva ani, pentru că e multă muncă de organizare acolo. Am impresia că colegii ăștia doi pe care i-ai descoperit aici o să vrea și ei în jurul lumii. Mare plăcere. Asta, apropo, e unul din visele mele. Mm-hmm. Și sunt vreo doi oameni pe acest pământ care au grijă în fiecare an să mă întrebi când. Când? A, da. Eu o să fiu încă unul. Mai este încă unul, dar să încep să-mi doi. Deja o să fiu și eu. Dar spuneți-mi care a fost prima țară pe care ați vizitat-o. Nu prima țară, hai să nu zic țară, că e prea mult spus. Primul loc de aici din țară sau de peste hotar pe care v-ați dorit să-l vedeți și l-ați văzut. Dincolo de o gradă bunicii, dincolo de capitală, dacă sunteți de la țară și pentru copii de la țară, pe vremuri, bine, noi nu suntem chiar atât de fosile, dar oricum, o călătorie la capitală însemna ceva. Păi uite că dincolo de capitală, ce v-a impresionat în primul rând, fiind adolescenți, de exemplu, sau poate în copilărie cu părinții voștri, dincolo de Marea Neagră și Ucraina, ați mai văzut ceva? Te ai zis de Ucraina, eu la 10 ani am fost prima dată în Odessa. Mm-hmm. Țin minte Potemkinska lesnița, da, celebra scară cu multe trepte. După care, la 20 de ani, practic, s-a întâmplat ruperea, breaking through. Mm-hmm. Eu am fost în Ungaria, am fost în Budapesta, în Székesfehérvár și în Visegrad, deci în Ungaria, am fost pentru 3 săptămâni. Asta pentru mine a fost prima deschidere. Și tot în acel an, la 20 de ani, am fost în Constanța și în Mamaia. Deci recunosc prima dată pe aproape la mare. Pe banii tăi sau erai student? Eram student. Uh-huh. Eram student la o școală de vară, am fost în Budapesta, am câștigat fără absolut nicio pilă, asta e altă istorie. Și eram atât de bucuros pentru că nu m-a ajutat nimeni decât ceea ce aveam eu în mine. Uh-huh. Știam asta, știu asta și acum și mă bucur. Asta a fost prima mea ieșire calitativă în lume. Vă întreb și pe voi imediat, dar gândul meu e că atunci când mergem pentru prima dată undeva unde nu au fost părinții noștri, de exemplu, primul gând care e, au, dacă ar fi și mama și tata, da, dacă aș putea să le spun unde am fost, dar dacă ar ști ei ce am văzut eu. Și vreau să-mi spui dacă te-a măcinat ideea că numai tu vezi lucrurile astea și ai tăi apropiați nu văd. Tu știi, ulterior am mers și cu mama. Deci am mers în anumite... Tata, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai era când puteam să mergem împreună. Să-ți permiți. În fine, asta e parte din viață. Și am fost și cu mama, și în Grecia, și în Turcia. Insist să petrec cât mai mult timp cu mama, pentru că parcă iam pe toți ai casei în capul meu. Și păcat ar fi să am piersuri în cap și să nu realizez lucrul ăsta, că am de întors niște datorii. Da. Ce frumos, Tudor. Unde ai fost prima dată, așa, singur, ca să simți că ai ieșit, că e al tău, că ai făcut pe cont propriu? Am descoperit inițial România, după care multe alte țări europene. Am descoperit inițial România și am fost în Timișoara, după care din Timișoara ne-am îndreptat într-o stațiune balneară, se numește Băile Herculane. Este o zonă muntoasă. Și am fost cazat într-un hotel unde istoric vinea Ceaușescu, ateriza cu elicopterul chiar pe acoperișul acestui hotel. Era un loc extrem de pitoresc, de frumos, cu râulețe care curg din munți, cu mici geizeri care sunt acolo. De țară. Da, pentru mine chiar a fost o mare descoperire să văd cât de frumoasă este România, după care am descoperit multe alte locuri din România. Probabil o să avem ocazia să discutăm despre micile scapade care le facem, dar cei care încă nu au reușit să iasă din țară, recomand în primul rând să descoperim România, care este o țară extrem de frumoasă și chiar la o rângătură de băzi de Moldova. După care merit să descoperim și multe alte țări. Cunoaștem Turcia mult mai bine și Grecia decât cunoaștem România. Da, la capitolul ăsta, Tudor, dacă îmi permiți, acum vreo 2 ani sau 3, nu mai țin minte, am și scris câteva, să le zic, articole pe așa numitul blog al meu, e o pagină de exprimare, că nu pot să zic. România ești extraordinară, episodul 1, România ești extraordinară, episodul 6, pare mi se. Atunci trecusem prin vreo 18 județe în aceeași perioadă. E adevărat, unele doar tranzitam, dar
probabil o să mai revenim la acest aspect și te rog să ne întrebi care parte... Numai să ne spună Ilie și exact vorbim de asta m-am oprit. România. Apropo de țările străine pe care ajungem să le cunoaștem și pe a noastră nu o cunoaștem, am pățit-o și eu câțiva ani în urmă când mă pornisem spre Cercul Polar și m-am rătăcit pe la Soroca undeva. Așa arăta GPS-ul? Da, era un indicator lipsă pe perioada de reparație a drumului, doar și mi-a fost atunci rușine. Și după aia am zis că neapărat trebuie să ne cunoaștem bine țara, lucru pe care l-am făcut ulterior. Dar vorbind de călătoriile, primele călătorii, eu am fost din cei care nu prea au călătorit în copilărie, neavând posibilitate pe atunci, și cred că am ieșit din țară pentru prima dată la 16 ani, tot în România. După care călătoriile multe și frecvente au început abia când am început a munci, la 20 și un pic de ani. Și de atunci încoace am îndesit-o cu călătoriile. Cred că prima escapadă cu adevărat unde am fost singur a fost în Austria, tot la o chestie de muncă. Și atunci am prins gustul ăsta a călătoriilor interesante, diverse și sigur aventurii care vine cu ele. Cum e senzația asta când ești prima dată în afara țării și revii acasă? Cum e să le povestești la lor tăi ce ai văzut și cum e acolo? Pentru că noi toți avem așa o senzație că peste tot în lumea asta e mai bine decât la tine acasă. Și ne place tare mult să zicem, dar tu nu știi ce bine ei trăiesc, ce frumoasele e, ce curat, cum stau florile agățate, cum nimeni nu aruncă o hârtie pe jos. Cum e să-i impresionezi pe ai tăi de acasă, iar ei să-ți spună, ei lasă. Nu neapărat că trebuie să abordăm din perspectiva asta cu tot este bine și Moldova este rău. Noi avem, într-adevăr, multe lucruri frumoase și am putea și noi să ne mândrim cu anumite lucruri dacă am ști să le amenajăm frumos, pentru că uneori sălbăticia asta în care noi trăim, pentru că cam așa suntem comparativ cu alte țări, dacă noi am amenajat-o și ne-am marketat frumos, suntem una dintre puținele țări sovietice în care poți să găsească rămășițele Uniunii Sovietice, să vină să vadă pe viu anumite stații de autobuze care sunt extraordinar de frumoase, sau anumite locuri mai sălbatice. Și monumente, mai este cu adevărat am putea să dezvoltăm un turism rural atrăgător pentru mulți europeni. Sunt persoane în Europa care plătesc bani, așa cum spunea și Sergiu, că e gata să ducă în Islanda să pască oile. Păi sunt gata mulți europeni să vină nu doar oile să ne pască, dar să ne prășească pe câmpuri, să curăț popșoiul și pentru dânsi asta să fie foarte interesant. Și ei o să ne plătească ca să vină să facă lucrările respective, dacă noi ne-am organizat cum trebuie. Să strângă oile din cuibar. De ce nu? Mi se pare ceva tare. Însă dacă vorbim despre escapadele pe care le facem noi, pentru mine ieșirile peste hotare reprezintă în primul rând o sursă de energie, de încărcare a bateriilor. Pentru că atunci când ești în Moldova, rutina te ia de foarte multe ori, faci cam același lucru zi de zi și atunci când pleci undeva peste hotare, cel puțin pe 2-3 zile sau o săptămână, două, revii înapoi acasă cu bateriile pline și cu mare dorință de schimbare. Cel puțin asta e valabil în cazul meu. Țin minte că odată, după ce am fost în Polonia, spre exemplu, atât de mult am fost motivat, văzând cum funcționează mai multe instituții media în Polonia, televiziuni, site-uri, radio, cât am venit acasă și am spus că vreau să dezvolt un grup media așa cum am văzut în Polonia. Împreună cu alți prieteni am apucat și am făcut până la urmă această afacere media, eu având motivația după ce am văzut ce se întâmplă acolo în Polonia. De asta, dacă noi încercăm să luăm cei mai buni de pe tare, să adaptăm Republicii Moldova și să implementăm, e o chestiune faină. Dar ne uitând că noi avem lucruri tare interesante care încă nu le valorificăm. Ce avem aici acasă? Pe bune, ce avem voi? Ce știți că avem noi? Cât Tudor spunea, mi-am adus aminte de o vorbă de-a lui Vieru și aplicabilă, pentru că noi avem atâtea frumuseți în jur, în țara noastră. Doar că noi aici trăim și noi suntem obișnuiți cu ele. Exact. Hai că mâine am să merg. Lasă că săptămâna viitoare. Și el spunea, cu cât mai mult te afli în preajma unei frumuseți, vine un moment când începi să nu observi. Și eu am... Grigori Vieru. Și eu am văzut treaba asta la mare, la munte. Eram la Bușteni, țin minte, acum X ani. Și oamenii ies la munte. Dita mai munte, frumos, Carpați. Ies, se uită în jos, îi merg în treaba lor. Eu ieșeam și, wow, la 2-3 zile. Pe când ar fi bine, aici acasă noi să ieșim afară. Wow, dar noi ne-am obișnuit. Noi căutăm alte locuri, deși e frumos.
când îți vine ideea că vrei să pleci într-o călătorie? Cum e? De la ce începeți? De la buget? De la destinația ca tare? De la traseu pe hârtie? De la prietenul nostru Google? De la ce porniți? De la traseu, dar nici nu pe hârtie, ci în formă digitală. De la el pornesc programul, cred că, după aia calculăm și bugetul necesar, perioada în care e posibil să o faci și pas cu pas încercăm să implementăm această idee năstrușnică care vine la început. Participă întreaga familie în pregătirea asta sau e doar munca tatei? Dacă e o călătorie de familie, cu siguranță participă întreaga familie, inclusiv la rezervare de hotele, pentru că am fiu foarte entuziasmat de fiecare nou hotel care staționăm. Și atunci și procesul de rezervare de pe traseu e cumva o chestie comună pe care o facem. Tudor, în familia ta ce se întâmplă? Nu, ne plac escapadele spontane. În sens că dacă ne-a venit dorința să plecăm azi undeva peste hotare, în 2-3 zile deja putem să fim în drum. Și când îmi spune escapade, mă refer la perioade foarte, foarte scurte în care plecăm. Poate dura 2-3 luni, simțim că uite, avem nevoie de un pic de odihnă și de ce nu? Putem să mergem undeva chiar aproape, putem să mergem în Iași, putem să mergem undeva în munți, putem să mergem într-un loc în care timp de o zi poți să revii înapoi acasă și de multe ori putem să o facem pe parcursul unui weekend. Te pornești vineri după amiază, până seara ajungi la destinație, ai o zi de sâmbătă în care te relaxezi, o bucată de zi de duminică și până seara ești înapoi în Chișinău. Voi sunteți tare aventurieri. Te-ai pornit și cu un copil foarte mic. Mi-aduc aminte pe Nadea cu slingul. În Transfăgărășani sau unde erați? Mai am trecut, dacă țin minte. Și în Grecia am fost cu niște prieteni de-a noștri. Copilul avea cam 2 luni și am plecat până în Grecia și înapoi. E adevărat că făceam opriri mult mai dese. Deci până în Grecia am făcut două opriri mari, la fiecare 2-3 ori iar și ne opream. Deci cumva ca să nu fie o presiune pe copil. Și în mare ei se comportă super ok. Am făcut și Transfăgărășanul cu Mateiuș micuț, la fel la vreo 2-3 luni cu el. Dacă noi am deprins pe copiii de mici să călătorească, acum nu avem niciun fel de probleme să ne deplasăm cu ei oriunde. Dacă deja traseul este foarte, foarte lung, sigur că e de preferat să zbori cu avionul. Dar dacă mergi undeva chiar și până în Grecia sau într-o altă destinație genul ăsta, așa zici, parcă Grecia e după de alt, până în Grecia nu e departe. Care-i ok, problem? Grecia, Bulgaria, România... Bine, asta vorbește de felul vostru de a percepe lucrurile, pentru că pentru cineva Grecia e aproape la capătul pământului. Ok, Grecia e destul de aproape, dacă să vorbim, pentru că la capătul pământului poate fi, nu știu, Japonia sau Brazilia sau altceva unde trebuie să treci un ocean. Aici e totuși relativ cât de cât apropiat. Dar tu știi, mai ești mentalitatea asta noastră de orientare în spațiu. Eu am să-ți dau un exemplu. Noi suntem crescuți într-o țară mică da, cu distanțe mici. Aici, acolo. Ăștia din Los Angeles sau Moscova, orașe mari, merg la servici, 200 de kilometri încolo, 200 înapoi. În fiecare zi. Imaginează-ți că tu mergi la Edineț dimineață, în fiecare zi. Și seara vii acasă. Acolo sunt alte drumuri. Bun. Lăsăm, un pic mai ușor să deplasez. Lăsăm asta, dar totuși. Vrem un detaliu să adaug legat de deplasările cu mașina. Când îmi plac de obicei deplasările anume cu mașina. Din considerentul că îți oferă posibilitatea să interacționezi nu doar cu locul în care ajungi, dar vezi foarte multe locuri frumoase chiar și pe traseu. Până ajungi în Grecia, în Bulgaria, în Viena sau în altă parte, vezi de fapt cultura unei țări. Vezi cum oamenii se comportă nu doar în centrul orașului, dar vezi și câmpurile și așa mai departe. Am să ofer un mic exemplu care pe noi chiar ne-a impresionat foarte mult. În traseul spre Viena, și în special asta se vede în după Budapesta, cum mergi spre Viena, aproape de hotar și ideea după, sunt câteva pădurici, dacă pot să zic așa. Nu sunt codrii Orheiului, cum la noi. Sunt așa, chiar o pădurice micuță, însă la fiecare 2-3 km sunt poduri care unesc ambele părți ale traseului, astfel încât animalele se poată să deplaseze dintr-o parte în alta. Și deștepte, ele știu de pod? Sigur că da, inclusiv cu izolare fonică, să nu deranjeze animalele în timp ce traversează acest pod, spre exemplu, da? Lucruri care în Moldova nu prea am văzut. Același codrii Orheiului e traversat de șoseaua Balcani sau șoseaua Leușeni, cum îi spunem noi, și nu vedem așa ceva. Chiar dacă flora și fauna este mult mai bogată. Când, iată, în alte țări, în alte exemple, vedem că este o grijă mult mai mare față de mediul înconjurător, care înseamnă, în esență, atitudinea oamenilor față de lucruri. Da? Se poate învăța multe lucruri, nu doar din oraș. Tare frumos. Ia să faci un pod de asta, măcar de jucărie. Pentru un fel de machet, știi?
Tipărit în 3D. Da, tipărit în 3D. Vreau să-mi zici și tu despre traseele făcute pe hârtie sau în cap sau la calculator atunci când mergi undeva. Da, hai să-ți dau un exemplu. Când prima dată am fost la Paris cu soție, i-am făcut o surpriză pentru o vârstă de ei rotunjită la zero. Și atunci am planificat, eu de mie îmi place să planific, am și o bucată de melancolică în mine, să planific tot, pe ore. Deci când ieșim, când suntem la Louvre, când suntem acolo, când suntem dincolo, tot, 3 sau 4 zile cât am stat noi acolo. Și asta de acasă faci tot? De acasă. De acasă am cercetat, super, informație, pac, bine, cu mici marge, că noi suntem oameni, că poate ploua, că poate... Dar în general totul era scos la imprimantă. Bine, noi, drumul până la Paris e Chișinău, București, Paris cu avionul. Dar de la Bovee, pac, luăm acolo, costă atâta. Deci, cum ajungem? Eu trebuie să mă descurc în Paris, că nu e Chișinău, că nu e Lăpușna. Și exact. Găsești pe net atâta informație încât să-ți planifici mijlocul de transport care merge? Da. Mai sunt și aplicații. Sunt și aplicații, e suficient să o cumperi cu $5, maxim $10. Și ai informații despre orice loc pe care îl vizitezi, poți să-ți desenezi traseele, poți vedea localurile în care poți să te oprești să mănânci. Deci sunt într-adevăr foarte multe informații și nu neapărat să ai acces la net. O ai descărcat în telefon, are GPS-ul și în timp real cu telefonul poți să te plasezi de parcă știi acest oraș. Eu întreb atât de multe pentru că eu cumva fac parte din categoria de cetățeni cărora le place să fie încărcați în avion, descărcați în aeroport, încărcați într-un mijloc de transport, duși pe malul mării, uitați acolo pe 10 zile, pierzi după care luați și transportați înapoi acasă. Și acum realizez că de fapt nu au văzut nimic decât niște litoraluri în toți anii ăștia și niște mâncare pusă frumos pe farfurie și servită și de asta zic, ca și mine sunt foarte mulți, dar care au cumva stresul de necunoscut sau frica asta că nu o să mă descurc, că nu o să găsesc autobuzul de acolo până acolo sau că nu o să știu cum să ajung într-un anumit punct. Și atunci am zis să chem niște oameni pe care văd eu în poze cel puțin, că merg de aici încolo în 2 zile și organizează vacanța, a treia zi pornesc la drum. Acum m-ai dat gata cu foile. În 1996, când prima dată am fost în Budapesta, m-a surprins că autobuzul ăsta de linii vine exact la o oră. Îți dai seama, dacă la noi ne descurcăm, acolo te descurci că el vine, dacă nu, exact, în 30 de secunde, dar vine. Că e scris acolo că vine, el vine. În 96. Ce să mai vorbim acum? Hai pentru al de mine să mai vină un om la discuție, vorba de un psiholog, să faceți loc între voi și împreună să încercăm să fim utili pentru telespectatorii noștri de acasă. E vorba de Irina Novac, pe care am provocat-o, dacă pot să zic așa, cu tema mea, că ne-am zis aș vrea să vorbim despre călătoriile programate și cele ad hoc, cele pe care seara le visăm și dimineața le punem în practică și Irina a zis, aoleu, dar nu știu dacă mă descurc. Acum să vedem, vin alături de mine. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că o să faci parte din emisiunea mea și vreau să-mi spui din start, ești aventurieră sau nu? Nu știu, că nu prea sunt foarte, foarte spontană, deși să știți că spontanitatea se schimbă după anumite etape de vârstă. Începem să ne dorim să fim mai aventuriere, să descoperim lumea și începem să ne dorim să încercăm, să fim surprinși. Și de ce nu, vacanța sau concediul poate să fie o oportunitate pentru a ne scoate așadar din rutină și de ce nu să ne ducă cu totul într-o zonă de dezvoltare personală, pentru că o vacanță poate să atingă și acest aspect. Și dar e mai scumpă decât o carte de dezvoltare personală. Oricum, poate să fie scumpă din punct de vedere a experiențelor, dar nu neapărat a banilor. În genere, vacanța este o necesitate și trebuie să o privim așa, nu ca pe un lux. Îmi place că și la noi oamenii încep deja să-și dezvolte o anumită cultură a acestui stil de a ști să se odihnească, de a ști să iei o pauză, de a ști să se rupă din rutină și din cotidian. Și așadar, cine știe să alterneze munca cu odihna, reușește să descopere cea mai frumoasă arta vieții. Eu zic să mergi și... între căie, să te simți bine, ca să vorbim mai pendelete. Și pentru că
cumva vacanțele noastre și călătoriile noastre cu mașina au nevoie de muzică bună și de calitate. Am uitat să vă întreb, dar neapărat punctez când ajung acolo, ce facem cât mergem pe drum. Am chemat în autocarul nostru improvizat de aici o trupă veselă, una care mie îmi place tare mult, dar pe care o văd cam rar în lumina reflectoarelor, nu știu de ce. Anul ăsta mă bucur că o să ne reprezinte țara la New Wife și este, eu cred că e o onoare pentru noi, sper să fie bune acolo. Trupa Doredos. Bună seara, oameni buni! Bună seara! Ia, spuneți-mi, aventurieri sau nu? Vara aceasta cred că nu, fiindcă vom reprezenta țara la acest concurs. Nova Valna, cred că apoi venim de acolo, ne întoarcem și plecăm muncă, undeva. Muncă și iar muncă. Da. Vezi ce a zis psihologul nostru? Atunci când munca nu este condimentată cu escapade mărunte, degeaba muncești. Eu vă las să ne cântați, după care vă invit pe canapea să faceți parte din emisiunea. Mersi, mersi. Off at night, the city light. You shook my soul. Din călătoriile noastre și noi din ale voastre. Apropo de muzică, prin prisma muzicii, două experiențe, în 1998 și în 2003. Tu ai așa memorie fenomenală. Da, măi, că s-au blocat în timp chestiile astea, pozitiv. Mm-hmm. Deci, în 1998, cu bunul meu prieten Iurie Varzaru, am fost la un concert la București, Page Plant, inima Led Zeppelin. Mm-hmm. Când am venit în Chișinău, deci, într-atât de impresionat, Led Zeppelin este una din formațiile mele de top 3, ca să nu zic prima. Și când am venit în Chișinău, țin minte, eram într-o lebuz. Dar eram student, și fără bani. Și sper că toată lumea trebuie să știe de asta. Da, mă uitam la, măi, oameni buni, stați așa boțiți. Eu am fost la Led Zeppelin, mă uit la unul, mă uit la altul. Zic, voi, deci, era bucuria unei călătorii muzicale.
Asta 98. În 2003, întâmplător sau nu, eram în Statele Unite și am fost în Boston. Întâmplător sau nu, am aflat de un concert Doors. Deci Doors intră în top 3, dacă nu primul, ca să nu-i supăr pe ăștia de la Led Zeppelin. Ca să-ți imaginezi că știu toate cuvintele, melodii și așa mai departe. Doar că fără Morrison. Am mers la concert, i-am tărit pe toți 10 care eram în grup. Vreo 2 au dormit, mai bine mergeam la saună. Dar pentru mine a fost o experiență extraordinară. Și când am venit în Moldova, am zis că, mai pare mi se, sunt, în afară de cei 9 care au mai fost, că eu eram inițiatorul, unicul moldovean care a fost la Doors. De unde mai fost Doors la noi? Care? Cine deci, se mai... Da. Deci, dacă cine știe de Doors, știe. Pentru mine era o experiență extraordinară, pe lângă Statele Unite. Și zic pe bune, s-a întâmplat lumea să zic, ei și? Dar cum? Păi, dar spun, din ăștia, vreo 2 au adormit și vreo 2 au zis, la concert, că i-am dus gratis cu invitații de la... mai bine, mergeam la saună. Eu nu zadar v-am întrebat, pentru că prima este mea experiență pe hotare a fost în Italia, fiind studentă, și atunci, pentru prima dată, am văzut flori agățate de stâlpi de electricitate. Și mă uitam așa, ca o moldoveancă ce sunt, cum ajung să ude florile acolo sus. Și nu mi-imaginam că, de fapt, este o mașină specială cu un furtun care udă florile. Și am venit acasă atât de impresionată și poveseam la toată lumea pe care o întâlneam despre florile de pe gardurile italienilor. Și atunci mi-am zis că până nu duci omul să vadă, poți să-i povestezi și pe ceea ce ai văzut. Era suficient să mergi în Sovata și vedeai lucruri la fel de frumoase și colorate. Pentru că Sovata, chiar dacă e aproape de noi, la fel florile. Uite, vezi că Sovata n-am văzut-o, dar Veneția am văzut-o. Veneția, da, la fel e foarte frumoasă. Legat de muzică, vreau să povestesc și eu o scurtă experiență. Acum în toamnă, în luna noiembrie, tot cumva spontan ne-am planificat o scurtă vacanță în Viena, pentru că ne doream de vreo câțiva ani cu Nadia, cu soția mea, să mergem încolo. Și într-un moment am decis că gata, nu mai așteptăm, săptămâna viitoare plecăm neapărat. Nu prea aveam bani în momentul acela, am găsit și banii necesari. Câțiva prieteni de-a noștri chiar ne-au rugat, au spus că dacă nu veniți la noi să vă căzați, chiar ne supărăm pe voi. Repet, am fost nevoiți să ne căzăm cumva la ei. Și a fost foarte, foarte interesant. Am planificat, fără ca Nadia să cunoască, să vizităm un concert de muzică, de operă. Și a fost foarte interesant să văd reacția ei, pentru că ei, de fapt, nici nu s-a așteptat să ajungem acolo. Am rugat-o să mergem să ne plimbăm pentru un parc, am ajuns cam aproape vreo 40 minute înainte din începerea concertului și trebuia să luăm cumva timpul pe acolo, prin parc. Respectiv, a fost interesant să caut tot felul de scuze de ce trebuie să rămânem anume locul ăsta, să mergem acolo la concert, ca până la urmă să fie o seară foarte, foarte frumoasă. Așa că, da, prin muzică poți afla cultura unui popor. De multe ori când călătorim în mașină, preferăm nu neapărat să ne conectăm muzica de acasă, dar conectăm radiourile locale, la fel să auzim muzica locală, pentru că în felul ăsta, de fapt, cunoști o națiune, cultura lor. Da, până acum țin minte o vorbă grecească, Acatunina Camena, ce înseamnă asta, nu știu, da? Chiar are memorie bună. Ascultam posturi grecești, dacă eram în Grecia. Și maghiar, dacă sunt în Ungaria. Ilie, zici și tu despre muzica pe care o asculți. Ascult muzică în călătorie, dar eu sunt un maratonist cu distanțe lungi și atunci când uneori conduci 24 de ore cu doar cu mici opriri sau 36 de ore, trebuie să mai alăți și cu somnul. Și dacă ești pe 3 dimineață cu muzică uneori, nici rock uneori ne ajută. Eu am găsit pentru mine o soluție care e compatibilă și cu călătoriile de familie, să ascult audiobook-uri în timp ce călătoresc. Deci cărți audio, unele din ele chiar în română, pe care le ascult și cumva îți fac timpul să treacă mai ușor, îți păstrează starea de veche la volan și sunt foarte plăcute în distanțe de lungi călătorii nu de cu familia. Sustrag? Din potrivă, te fac să fii întotdeauna concentrat și în stare alertă. De fapt, asta e valabil doar atunci când soția doarme. Când nu doarme și tu stai și asculti muzică sau trebuie să ascultați împreună. Păi, din potrivă, apropo de călătoriile la capătul pământului, eu am făcut o călătorie cu copilul și cu soția la capătul pământului, vorbind, sigur, metaforic, de cel mai nordic punct al Europei, Nord Cap, spre care am mers 4 zile în continuu, deci cu opriri noaptea în hotele, dar 4 zile una după alta. Și atunci a fost nevoie să inventăm soluții, pentru că ne plictisisem deja de toată muzica pe care o aveam pe suporturi audio cu noi. Și audiobook-urile descărcate pe telefon mobil au fost o soluție pe care atunci am descoperit-o și o aplicăm de atunci încoace. O să mai și înveți și altceva. Păstrează-ți povestea asta cu
cu aventura ta de la capătul pământului, pentru că eu o țin ca surpriză de final, că o să încep a scrie scrisori de pe acum lui Moș Crăciun. Irina, da. Zi-mi acum despre febra asta a vacanțelor și a concediilor, pentru că e început de vară și oamenii încep să-și planifice. Și gândindu-mă la cei de acasă acum și punându-mă în pielea lor, v-am zis eu din care categorie fac parte, mă gândesc, oare unde aș putea să mă duc așa ca să nu-mi complic tare existența acum, repede, că vreau și eu să-mi conving soțul, care e tot de al de mine de asta, să-l încarci și să-l descarci, și unde pot să mă duc ca să nu mă stresez prea tare. Ziceai, toată lumea are nevoie de vacanță, dar eu recunosc că o vacanță impune și un fel de stres de ăsta. Îmi ajung bani, câte valize îmi trebuie, da. Îmi trebuie sau nu mâncare, copiii sănătoși, medicamente, trusă medicală. Mai ales dacă sunt copii mici, minori, evident că trebuie să te organizezi un pic altfel, pentru că necesitățile lor sunt altele. Dar, în general, vacanțele cumva, da, ele opresc, ne opresc pe noi, ne creează o pauză, dar, de fapt, ele ne scot din zona de confort. Și evident că ele vin la pachet cu un mic stres. Stresul începe de ultima săptămână dinainte de a merge, când ai impresia că nu ți ajunge timpul, când te... Tudor le organizează în două zile și el nu are nevoie de tocmai o săptămână. Bărbații poate, femeile cumva sunt, se agită un pic înainte, își pun foarte multe întrebări, dar e foarte frumos înainte de a merge într-o vacanță să citim despre locul în care mergem și să începem să rezonăm. Apropo de ce ați spus voi mai devreme cu muzica, că am fost undeva, dar vorbesc cu oamenilor și ei parcă nu aud, pentru că ei nu rezonează cu tine, ei nu sunt introduși în locul ăla sau în care urmează să mergi, așa că e bine cumva de pregătit un pic de o vacanță și, așa cum ați spus mai devreme, pregătirea de o vacanță te induce într-un fel de chimie. Da, într-o stare din asta de-abia aștepți. Dar trăiești atât de mult până mergi că ți se pare că ai fost deja și nu mai trebuie să te duci. N-ai bine, trăit așa stări de astea? De-ai iată bine, când faci traseu, când te pregătești, când ți imaginezi, vezi, descarci niște aplicații, te mai uiți și parcă zici, tot am văzut. Într-adevăr, e bine un pic să nu exagerăm cu pregătirile. Exact, cum vreau să spun, că e bine să fim și spontani cumva, să nu o pregătim de toamnă. Dar, pe de altă parte, să nu ne scape din vedere anumite detalii importante. Spre exemplu, eu m-am ars odată, pot să povestesc chiar succint. Cuvântul cheie e listă. Și nu doar listă, uneori trebuie să cunoști din timp anumite lucruri. Bine, da, adevărat, dar ții o listă, nu trebuie de ținut tot un cap. Vreau să povestesc o scurtă istorie despre vizita noastră în Milano. Deci eram în Milano, vizitam tot felul de locuri frumoase pe acolo, ne-am uitat, am făcut listă, cum spune Sergiu, care sunt cele mai interesante locuri de vizitat. Vizităm o biserică veche, Santa Maria del Grazie, dacă nu greșesc denumirea ei. Interesantă biserică, dar o vedem că are un rating foarte înalt, e foarte apreciată și nu prea înțelegem care-i treaba. Ajungem seara la hotel, ne mai documentăm un pic și de fapt aflăm că în acea biserică, o altă ușă separată, este de fapt pictura celebră Cina cea de taină. Și noi, de fapt, n-am văzut-o. Neapărat mâinii mergem să vedem tabloul. Când ne documentăm, trebuia să facem o programare pe internet și, de fapt, rezervările erau valabile doar cu 2-3 luni înainte. Oleu. Pe când, spre exemplu, dacă noi din timp făceam această rezervare, ajungeam să vedem și tabloul Cina cea de taină. Pe când, în cazul nostru, iată, în felul ăsta, anume din considerentul că n-am reușit să ne documentăm suficient de bine. Da. Așa că e bine uneori să citești din timp despre locurile pe care le vizitezi. Eu zic că jumătate din stresul ăsta, sau cel puțin, nu știu, chiar mai mult, 90% din stresul de călătorie poate fi rezolvat prin tehnologiile pe care le avem la îndemână astăzi, începând de la rezervări pe care le poți face oriunde, conturi bancare pe care poți vira online bani, deci, apropo de banii care s-ar putea termina, asigurări pentru automobil, deci practic orice situație spontană care ți-ar putea aduce chestii neplăcute, o poți cumva rezolva și atunci îți rămâne partea plăcută, spontană călătoriei, încât uneori chiar dimineața să te trezești în Veneția și să zici unde mergem mai departe astăzi, în Toscana sau, nu știu, în Munții Alpi. Asta e partea cea mai frumoasă, farmecul acestor călătorii spontane, să poți înainta oriunde îți vine pofta dimineața. Sergio, Marina, aventurieri de aia care călătoriți la greu sau nu? Sau tot cu bilet dus întors? Cred că nu, da. Cu avionul descărcați, încărcați ca și mine. Noi ne bucurăm că noi călătorim, combinăm muncă cu călătoria, dar suntem solicitați în diferite țări și ne bucurăm că e echită tot, evident. Noi și doar cântăm. Și voi munciți. Da, și noi muncim. Și dar unde ați fost grație meseriei de artist? Meserie. Urmează să plecăm în Ungaria, apoi urmează să plecăm în Portugalia, pentru diaspora noastră să cântăm. Iarăși, în septembrie, vom pleca în Sochi,
iubim toți marea și de asta o să fie super. Să vă documentați, să vedeți tot ce puteți vedea acolo, nu de alta, dar mai găsiți vreo lucrare celebră și o ratați. Și clar că visul nostru este cu prietenii, vreo 15 persoane să ne strângem și cu autoturism să plecăm prin Europa, măcar vreo 2-3 săptămâni. Un tur al Europei? Sigur că. Să faceți cumpărături multe? Nu, doar să vedem. Nu e numai decât. Adică... Despre shopping vorbim la sfârșit, că aici e multe de vorbit, deși când sunt bărbații mai ușor, noi femeile căutăm multe și de toate. Apropo despre oile lui Sergiu, dacă să vedem la subiectul ăsta. Mai nou, sunt foarte multe afaceri online care îți permit cumva să te deplasezi în altă parte. Spre exemplu, am un prieten care are o afacere online, fiind chiar în Republica Moldova, are un iaz în România. Și permite diferitor persoane, spre exemplu, din Statele Unite, unde licența de pescuit e foarte scumpă, și intră pe calculator și butonează și pescuiesc peștele dintr-o iaz de România. De ce nu? Poate face o afacere de pescuit oile în Islanda, fiind diferite părți ale globului. Da. Și intri pe... Un cioban online. Păi și idee de business. Să vorbim, da. Ești mai inițiat în IT. Știți care e cea mai mare problemă a noastră când e vorba de călătorii? Banii. Banii, pentru că nouă ni se pare că pentru a călători ai nevoie de multe zerouri și vreau să mă convingeți că atunci când vrei să pornești la drum, nu este neapărat să ai în buzunar minim, nu știu, 1000 de euro, de exemplu, să zic. Convingeți-mă că poți să mergi în Europa cu mașina și cu familia, având în buzunar mai puțin de suma asta. Dar mai e o minciună de care spun în cărți tare un... mare om de afaceri, Robert Kiyosaki, s-ar putea să-l fi citit, ai nevoie de bani ca să faci bani. Tot e minciună. Și ai nevoie de un pic de... avânt, de îndrăzneală, nu știu, de optimism. Un pic de minte, un pic de calcul al inteligenței financiare ca să faci bani. Categoric și banii sunt o parte din structură, dar nu să iei cheia. Dar bănuiesc banii că toate călătorile care le-ați făcut voi nu le-ați făcut cu investiții enorme. Bine, unele, poate. Colegii noștri interpreți călătoresc gratis, spre exemplu. Și-au ales un job și călătoresc toată viața. E super tare. Ei sunt artiști, ei chiar au nevoie pentru că pentru starea de bine și pentru a avea prestația bună. Se face diferența între un turist și un călător. Ăla care călătorește, de fapt, descoperă vacanța diferit sau are o vacanță diferită decât un turist, care el plătește ca să meargă să vadă ceva și atât. Fiecare, evident, cum își setează propriul buget pentru vacanță, este important ca vacanța să nu streseze și mai mult omul. E bine ca vacanța să vină după o reușită, după un succes, după un proiect în care s-a lucrat foarte mult. Tocmai zici, din care s-a lucrat și s-a câștigat bani. Să-ți dai o recompensă. Ori noi avem foarte mulți oameni care trăiesc de la salariu la salariu și primesc acele... concedeale care nu sunt foarte și foarte mari. Spuneți-le lor, ei pot să-și permită o călătorie la Viena cu mașina sau cu un avion low cost la Paris? Cum e? Voi cum faceți? Cum găsiți ofertele astea? Cum le descoperiți? Exact formula de low cost de care spuneai e una salvatoare pentru foarte mulți, pentru că dacă îți planifici vacanța din timp, cu câteva luni înainte, ai posibilitatea să cumperi un bilet de 20 ceva, 30 de euro până în Roma sau Veneția, spre exemplu. Respectiv te costă cum ai plecat până în București cu autobuzul sau uneori poate chiar și mai ieftin. Poți cu doar câteva sute de lei sau câteva mii de lei să te afli într-o altă țară europeană și să ai vacanță super, super tare, comparativ cu costurile pe care le ai fiind acasă. Numai să vrei tare și să te bagi un pic în calcule. Deci vrei să fii independent, zic eu, pentru că deservirea altor persoane în rolul de turist costă. Atunci când mergi la un hotel all inclusive și toți îți joacă în fața ta, atunci asta costă cumva. Dacă vrei să fii independent și accepti să-ți organizezi tu, să-ți economisești un pic bugetul, să stai în aceleași condiții, deci mai așa, mai de bază, mai apropiate de un apartament obișnuit și să te alimentezi mai... iarăși fără mare lux, atunci totul e posibil. Poți merge cu bani mai puțin. Dar uneori, faptul că ești într-o călătorie cu familia, cu un copil mic care are nevoie de un tratament ceva mai special, asta ridică un pic bugetul. Deci nu neapărat mitul ăla e foarte fals. Totul depinde de nivelul pe care ești gata să-l accepți împreună cu cei care călătorești. Dar eu vreau să-ți dau un exemplu. Bine, nu eram căsătorit, am fost odată la Brașov, singur. M-am dus cu autocarul singur, bani nu prea aveam, trebuie să recunosc. Și
care hotel, deci eu nu prea aveam bani. Dar trebuia să stau undeva, că n-am să stau sub cerul liber. Și am căutat, din poartă în poartă, în centrul Brașovului, în spatele Bisericii Negre, și am găsit cu 10 roni noaptea. Mie, eu aveam nevoie de un metru pe doi, eu așa spuneam întotdeauna, un metru pe doi, să încap să doar. Nu, bine, orizontal. Și în duș. Asta e tot de ce aveam eu nevoie. Și am găsit. Cine caută, găsește, este adevărat. Și eu, mie îmi plac căutările de genul ăsta. Și am găsit în centrul Brașovului, inima Brașovului, ieftin 10 roni. Două nopți am stat. 20 de roni. Eu banii ăștia i-aveam. Deci ca să dau eu 25 sau 50 de euro pe noapte undeva, eu nu îmi puteam permite. De asta, eu mi-am stabilit un scop. Eu îmi găsesc. Eu găsesc. Și bună ziua. Aveți? Standard. Aveți? Da. Aveți. Și ți-ai trasat un standard și, de fapt, ai găsit exact pe standardul respectiv. Da, deci și era ok. Hai să facem o pauză să ne cânte Doredos. Și tu vrei să cânti. Și după asta aș vrea neapărat să vorbim despre bagaje. Să-mi spuneți câte bagaje luați cu voi când porniți la drum. Veniți că ne vorba de bagaje, mă interesează și artiștii cât își iau cu ei la drum, măcar și atunci când călătoresc în scop de serviciu. Voi, oameni buni, câte bagaje aveți atunci când porniți la drum? Eu îți răspund scurt, eu iau foarte puțin. O maiușă, o pereche de blugi ți ajung? Foarte, minimul necesar, atât. Tudor,
când merge singur și atunci când mergi cu doi copii? Când merg singur, într-adevăr, să-mi iau doar pereche de buși de schimb, un tricou, ceva foarte, foarte ușurel. Atunci când mergem cu copii, ești nevoit cumva să iei mai multe schimburi. Însă am avut și situația în care am zburat în Italia cu un avion low cost și atunci, practic, ne-am luat doar o gentuță mică cu strictul necesar, pentru că restul hăinuților le-am cumpărat acolo pe loc. A fost mai ieftin să le cumperi acolo pe loc decât să le duci cu low cost, pentru că transportul acolo deja e foarte scump. Deci în funcție de călătorie. Dar în mare ne străduim minimal, nu ne avântăm să luăm jumătate de casă cu noi. Ilie, e mare portbagajul? Dacă e mare portbagajul și dacă ești cu copii, atunci poți lua ceva mai mult. Dar de obicei înapoi venim cu portbagajul mai plin, pentru că e mai interesant așa. Cred că asta trebuie să fie și motivat, să-ți iei mai puțin, ca să fie loc înapoi să poți lua ceva. Fie acele suvenire, fie, de ce nu, vestimentații noi, altele. Și neapărat descoperi, iar dacă este gol, dacă ai loc gol, neapărat îl vei umplea. Eu am avut probleme odată din cauza că mi-am luat foarte puțin. În 2003, când am zburat în Statele Unite, era foarte proaspăt acel 11 septembrie 2001. Și eu aveam cea mai mică gentuță și în gentuța aia mai erau și două sticle de negru de al nostru moldovenesc, zic, suvenire pentru americani. Și am stat, toți au trecut, eu am stat cu ai mei ciorăpei și am zis că minimul necesar, că restul îmi cumpăr. Da? Era ok. Au stat, s-au uitat și la sticle, dar de ce? Și m-au întors pe partea asta și partea cealaltă. Mă revenea, suspect. Când ajung numai ciorapi. Măi, vin, vă dau una și vouă, dați-mi voie să mă duc în United States. Da, voi, dincolo de hainele de concert, ce mai luați cu voi? Știți, noi cu Sergiu luăm un bagaj la doi. Nu ne ajung. Dar Maricica noastră, ca de obicei. Două bagaje la una. Hai să vorbim despre niște experiențe ale voastre frumoase, care au fost nu doar ca niște descoperiri, dar v-au încărcat bateriile, v-au schimbat cumva spiritual. Știu că ai fost în Laponia la Moș Crăciun, împreună cu o gașcă de prieteni. Ai impresionat o Moldovă întreagă atunci când ai dus scrisorile copiilor și foarte mulți au zis, da, el într-adevăr există. Am înțeles că ai fost și în Africa cu mașina. Da, deci cred că cele două destinații au fost deopotrivă cele mai palpitante în care am ajuns. În Laponia drumul a fost foarte dificil pentru că e vorba de cercul polar. Noi am mai înaintat după aia încă vreo 700 de km după linia cercului polar. Sunt zone în care în acea perioadă anului, în perioada iernii, nu prea răsare soarele sau e doar vreo două ore pe zi. Se circulă doar cu o auto specială în fața ta în ultimele segmente care îți curăță drumul pentru că imediat este viscolit înapoi. Deci acolo nu mai merg planificările pentru că am și pățit-o în prima zi, scăpasem basculanta aia care curățea drumul și a trebuit să mai stăm o noapte la hotel, să venim a doua zi pentru a ne curăța drumul. Și Africa? Africa a fost o călătorie de 21 de zile. În Africa a fost interesant pentru că e prima dată când am mers acolo la bordul unui automobil. Ceilalți doi chiar erau prima dată în Africa, în general. A fost o experiență fantastică pentru că ne-am pomenit în deșertul Sahara cu o mașină cu care pornisem de fapt din Moldova. Și am avut tot soi de peripeții, inclusiv hoți care se luaseră după noi să ne jefuiască și a trebuit să fugim de ei cu acea mașină pentru că erau cu motoretă și erau în inferioritate tehnică. Dar până la urmă am obținut niște experiențe fantastice, comunicare cu oameni absolut diferiți decât cei care vedem zi de zi. Și a fost o chestie de 14.000 de kilometri făcut la bordul unui automobil. Zii mai bine despre experiența ta pe muntele Athos. Mi s-a părut absolut fantastic. Ori pentru mine, orice locație care te leagă de Dumnezeu și de religie, mi se pare că nu poate fi făcută la întâmplare. Nu oricine poate să meargă și nu oricine poate ajunge. Am și citit pe blogul tău că fără un Doamne ajută, nu ai putut să ajungi acolo atât de sus. Ne-am propus să urcăm muntele Athos, vârful se cheamă Aton și a fost cea mai mare osteneală din viața vieților mele. De când mă țin minte, nicio altă n-a obosit așa, pentru că nu v-au dus sângerii în brațe? Dar citisem undeva și am aplicat asta, am furat, dacă vrei să zici, descrierea asta, că unde oboseai, te mai iau îngerii și te mai duc pe sus. Și mi-a plăcut foarte mult, pentru că dacă ești de unul singur, slab, nu știu cât de puternic trebuie să fii, ca totuși până la urmă tu să urci. Nu. Tot te mai iei unul, hai încă puțin, hai că mai este o leacă, hai că-i... Dar e o experiență spirituală, dacă vrei. E o liturghie.
Te-ai întors cumva mai liber de acolo, mai înarepat, mai ușor. Și când zic ușor, mă refer la cea, nu știu cum, forță interioară, pare că pășești chiar mai ușor. Nu, e o experiență, e greu de povestit, pentru că e greu de povestit cum miroase o floare. Nu poți, trebuie să o treci. E greu de povestit cum am simțit la concert, la leze și așa mai departe. E greu, trebuie să fie acolo. Într-o vacanță mi-am cunoscut soția, în Sulina ne-am cunoscut, deci e un loc foarte frumos și ne place să revenim în acest orășel micuț de România. Spuneți din experiența voastră pe care o aveți, așa încât dacă o să vă întâlnească pe stradă la început de taună să zică îți mulțumesc din suflet pentru ideile pe care le-am văzut. Două dintre cele mai mari minciuni ale omenirii sunt n-am timp și n-am bani. Scuze. Exact. Chiar minciuni. Minciuni sfruntate. Unul la mână și doi la mână. Orice, dar absolut orice călătorie este o schimbare chimică. Asta e. Când revii acasă, revii cu altă stare. Tu nu mai ești la fel. Exact. Nu ești, ești un alt om. Mai bogat. Crești. Ești altul. Dar te regăsești aici lângă oamenii care nu au văzut toate astea. Și atunci apare frustrarea asta cumva. E greu să-i tragi pe toți după tine. Cum a spus și Sergiu, că câteodată nici nu-ți mai vine să intri în detalii atât de mult, pentru că cumva este experiența ta. Poate să fie frustrarea asta că nu ai cu cine o împărtăși, dar câteodată parcă nici nu se resimte. E ok că tu ești, că ai fost, că ai simțit și poți cumva să încet, încet să aștepți să rezonezi un pic cu tine și nu neapărat să vii să-l stresezi cu informația ta. Omul nu te va înțelege. Foarte corect ai zis să-l stresezi. Da. Tudor, zim. Moldovenii de foarte multe ori investesc în pereți. Construiesc o casă, ajung la mijlocul vieții, după care încep reparația casei. După ce termină reparația, mai fac încă o reparație, cosmetică, pe din afară, mai construiesc ceva în grădină și toată viața construim. Pe când o mare parte din acest efort ar putea să-l investească anume în călătorii. Eu zic că oamenii ar trebui să îndrăznească, să facă elementar niște calcule înainte de a se porni, să nu se sperie atât de mult de un buget astronomic, pentru că ar putea să o facă și cu bugete mai mici. Cei care nu își permit deocamdată în țări, nu știu, mai îndepărtate, ar putea să călătorească foarte frumos și Moldova. Ultimul cuvânt este muzical al vostru de pe scenă și succes la început de toamnă, da? Atunci se desfășoară concursul. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să fiți cu adevărat fericiți. O seară frumoasă tuturor!